ce cauzează niște bule caracteristice. Aș vrea să invit în scenă pe Doina Morar cu proiectul numărul 1, nivelul 3, în calea colaborare în echipă. Titlul discursului, prietena Vica. Prietena Vica, Doina Morar. Vreau să vă rog să ridice mâna câți dintre voi au fost la discotecă sau la club. La discotecă. Dar câți dintre voi au fost la discotecă în sat? Ușor. Cei care nu au fost, nu știți ce ați făcut. Numele meu este Doina și astăzi am să vă povestesc o întâmplare de pe când mergeam eu pe la discotecă. Istoria așa are începutul cu 10 ani în urmă. În satul meu de Paștină, împreună cu prietena mea cea mai bună de pe atunci și colega de bancă, Victoria. Deși eram dintr-un sat și locuiam în mahalale vecine, pe Victoria am cunoscut-o abia când am mers în satul vecin în clasa 10 să-mi continui studiile. Eu, fiind o fire mai timidă și extrem de introvertă, dirigenta s-a gândit ce să facă ca să mă încadrez mai ușor și m-a pus într-o bancă cu Victoria. Ea fiind total opusul meu, o fire sociabilă, deschisă și bună de nebunit. Și dacă până în acea zi, în rutina mea zilnică erau doar orele, temele pe acasă, ajutatul părinților. Păi din acea zi, agenda mea s-a îmbogățit cu activități mult mai interesante și mai potrivite pentru vârsta mea de atunci. Cum ar fi socializarea, ieșirea la plimbare cu fetele, mersul pe la picnicuri, dar cel mai important, mersul la discotecă în weekend. Eu provin dintr-o familie cu părinți extrem de severi și hiperprotectivi. Și până la vârsta de 16 ani nu am mers la discotecă, ceea ce consider că a fost o crimă împotriva mea. Însă lucrurile s-au rezolvat foarte repede când a venit Victoria trezită la școală și mă întreabă: Doina, mergi în weekend cu mine și cu prietenul meu Andrei la discotecă? Da, merg! După care mă întorc și îmi dau seama. Stai. Eu acasă trebuie să fac o muncă de convingere cu părinții mei ca să-mi dea voie să mă duc. Zis și făcut. Mă duc după ore acasă și îi zic: mamă, poate eu să mă duc bine la discotecă cu Vica. Nu știu, du-te și întreabă tatăl dacă îți dă voie. La tata era un pic mai delicat. La el dulcegăriile și compromisurile nu mergeau. Mă duc și îi zic: tată, vreau să merg cu Vica la discotecă vineri. Se poate? După câteva secunde de pauză, răspunsul este: nu se poate. Au durat un șir de tratative, toată săptămâna, m-am purtat frumos, tot încercam să-l ajut, dar poate trebuie să te ajut cu ceva, poate vrei să-ți fac un serviciu. Într-un final am obținut eu acea permisiune să merg la discotecă, nu mai eu știu cum. Iată ne-a ajuns acolo. Veselă, entuziasmată, ne-am distrat, am socializat. Doar că cu condiția ca la ora 12 trebuie să fiu acasă. În jurul orei 11, prietenul Victoriei se apropie și ne zice: haideți să vă trec acasă, pentru că eu mă grăbesc în această seară, mai am treburi. Discoteca se afla la un kilometru și ceva distanță de satul nostru și mă gândeam, până pe la 11 și ceva, ajung acasă, tăman și reușesc. Am ajuns acasă, bine entuziasmată, zic, cu siguranță părinții o să fie mândri de mine, mi-am ținut și promisiunea și m-am distrat, super. Deci a rămas bun Andrei de la Victoria și se duce. Victoria rămâne un pic îngărburată și îmi zice: îmi se pare cam straniu el, de ce nu se grăbește așa de repede? Mă gândesc așa un pic și îmi vine o idee genială. Îi zic: hai să-l urmărim. Decizia a fost votată în unanim. Nu a fost... am uitat și de ora 12 de promisiune și de tot. Ne-am pornit să-l urmărim, dar nu mergeam pe drum, de frică să nu ne vadă. Zicem, hai să luăm așa, prin tufișuri, prin curțile oamenilor, pe unde știam că este vreo scurtătură, spate deschis poarta. Când am ieșit din sat, deja pe marginea drumului, mergeam prin arătură, la curumb, cu grâu, pentru ca să nu ne vadă el. Iată ne-a ajuns la clădirea unde avea loc evenimentul, ne-am frișat în spate unde este o fereastră, care știam că dă direct în sala de dans. Și ce credeți? Sigur, Andrei acolo era fericit, se distra cu altă domnișoară. Ce-a urmat după, e greu de redat. La
imaginația voastră să lucreze. După câteva ore de învămășeală pe acolo, blestem, arde, să ne pornim înapoi acasă. Am hotărât că o să mergem pe același traseu pe care am venit. De data asta ca să nu dăm peste altă aventură, pentru că era aproape 3 dimineața. Eu eram îmbrăcată într-o rochiță de culoare albă și sandale albe. Se lăsa roba. Tot praful acumulat pe noi în urma călătoriei noastre din acea noapte, în combinație cu roba, mi-am făcut sandalele în orice culoare, mă, nu erau albe. Eu cu baia am ajuns noi acasă, deja mintea mea se trezea dialogul. Ce fac? Cum să intru să nu mă vadă părinții mei? Prima dată la discotecă și ea că le-am făcut-o. Nu mai, nu știu cum. Ajung la poartă, văd că lumina e stinsă, liniște, spune, super, am să intru, nu mă vadă nimic. Am descălțat de sandalele de la poartă, deci câine nu mai simțim. Ajung la ușă, deschid ușa, să intru și aprind lumina. Mama și tata stătea la masă. Cu câte o cană de ceai. Și eu, ca să înveselesc situația, îi întreb. Dar ce vezi ceai pentru mine? Ei se uită la mine și mă întreabă unde am fost. Zic, cum unde am fost? La discotecă. Ei îmi zic, uite-te la tine, uite la oră și spune unde ai fost. Cum stăteam cu sandalele în mână, zic, la discoteca am fost, suntem la țară, pe drum de țară, este glot. Mama zice, da, după o lună când n-a plouat, este glot. Sigur, a urmat o doză bună de morală, de educație. După asta n-am mai fost la discoteca, am vrut mândeară. În concluzie, ce am învățat eu din toată această aventură, că atunci când te implici într-o activitate de grup, când vrei să faci ceva, o activitate cu alții, trebuie să iai în considerație atât avantajele, cât și dezavantajele și toate riscurile care sunt, să ți le asumi. Îndemnul meu pentru voi în această seară este să trăiți la maxim, să vă creați amintiri, pentru ca să nu vă fie lipsită la bătrâneți. Următorul vorbitor din seara aceasta